a stat cu fiecare de vorbă, absolut, și căuta să-l convingă despre realitatea lumii de dincolo. Măi, nu-i de joacă, nu glumiți cu astea. Tot așa spunea. Era cu, cum să spun eu, o stăruință extraordinară și avea o bunătate, radia din el bunătatea. Am avut fericirea, spre exemplu, în închisoare, să stau într-o izolare înainte de începerea reeducării cu cel pe care Nicolae Steinhardt îl numește Sfântul Închisorilor. Este vorba de Valeriu Gafencu. El a fost unul din îndrumătorii spirituali. Concluzia lui asta a fost. Am fost, sunt și voi fi legionar. Și desigur că datorită și acestui lucru a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică. Nu avem alți martiri mai mari decât Gafencu. De mic, adică vorbim de vârsta de 13-14 ani, de acum când putem să comunicăm noi, amândoi, am putut să ne dau seama de pe atunci de felul lui de comportare corectă, nu numai cu mine, dar și cu cei din jur. Și de ce spun acest lucru? Deoarece la noi veneau tineret, și de vârsta lui, și de vârsta mea, și el întotdeauna căuta ca să fie o ambianță plăcută, să fie mereu un fel de
model pentru mosafirii sau copiii care erau, că era vârsta copilăriei totuși, 14-15 ani până, mă rog, am devenit și noi mai maturi, mai mari, mai... Încât, vă spun, era un model cumva pentru ceilalți tineri și copii care erau în preajă mai... Valeriu Gafencu s-a născut în anul 1921 în localitatea Sângerei din județul basarabean Bălți. Tatăl său, Vasile, sau Tuța, cum îi spuneau copiii, s-a născuse tot la Sângerei Bălți, însă în anul 1886, în plină ocupație țaristă a ținutului dintre Prut și Nistru. Provenit dintr-o familie numeroasă, acesta ia parte activă la mișcarea unionistă de la Chișinău din 1917-1918, devine membru în Sfatul Țării și votează în primăvara anului 1918 alipirea Basarabiei la patria mamă, România. După împlinirea acestui vis, se retrage împreună cu soția sa, Elena, în Sângereiul natal, unde se dedică vieții de familie. După Valeriu, în 1921, urmează încă trei fete, Valentina, Eleonora și, în 1929, Mezina Elisabeta. Cei patru copii au parte de o educație aleasă, axată pe trăirea creștină și iubirea de neam. M-a urmat mai departe școala, unde eram împreună la liceu din Bălți, el fiind la Ion Creangă, eu fiind la liceu industrial de atunci. Stăteam la o gazdă unde tot așa veneau colegii ai lui, asta de acum era în clasa a 6-a, 7-a, 8-a, mai mari, împreună cu celelalte surori care, mai ales pe celelalte două surori care, Elisabeta, Eleonora, căuta să le îndrumeze cât mai frumos, cât mai deosebit, le urmărea la lecții, din când în când îi plăcea să meargă și la un film unde se ducea el mai întâi și credea că îl putem vedea și noi. Cam asta aș putea să spun în câteva cuvinte despre fratele nostru Valeriu. Între 1932 și 1940, Valeriu este elev la liceul Ion Creangă din Bălți. Puțin sunt însă aceia care știu că, odată cu ridicarea Comunei Sângerei la rangul de oraș, liceul construit aici se află chiar pe locul casei părintești a familiei Gafencu. La școală, Valeriu se remarcă mai ales prin atitudinea sa corectă și cinstită față de ceilalți, cărora încearcă să le insufle dorința de a se pregăti cât mai cu folos pentru viața ce le stătea în față. Comportamentul lui a fost de mic foarte deosebit. Corect. Corect, bun, nu mi-amintesc ceva în viața lui. A, decât o singură palmă care am mâncat-o eu de la el, că am vrut să-l păcălesc. N-am învățat cuvintele la franceză, spre exemplu. El ne dădea să învățăm, pleca, noi eram eleve, și până vine el să fie lecțiile învățate. Eu îmi plăcea muzica, dansul, eram prin clasa 3-a de liceu și mi-am scris cuvintele așa cam unde știam că mă ascultă, la patul lui. Și mi-am scris pe pervazul de la geam. Și el m-a văzut că privesc cam mult în direcția aia și m-a prins. L-am păcălit și mi-a dat o palmă pe care n-am uitat-o și bine a făcut. A fost o lecție. Ăsta a fost el. Corect cu noi de la început până la sfârșit. Să fim corecte în viață, mame bune, soții devotate. Și așa am fost. Noi îl iubeam foarte mult pe el. Îl stimam. Și nu era și frică de el. Odată cu terminarea liceului, avea însă să se termine și viața liniștită a familiei Gafencu.
În 1940, după numai 22 de ani de la unirea cu România, Basarabia avea să intre din nou sub cizma bolșevicilor ruși. Din acest moment, românii deveneau ținta numărul 1 a activităților criminale ale Armatei Roșii și ale NKVD-ului. Cu mare greutate, Valeriu și tatăl său, Vasile, reușesc să treacă prutul în România mutilată, dar, spre surprinderea fiului, tatăl îl îmbrățișează și îi spune că se va întoarce înapoi în ținutul cedat. Ce ar zice toți frații noștri basarabeni și cum mi-aș mai ridica ochii la cer dacă și eu și alții ca mine, care până acum am luptat pentru afirmarea sufletului românesc pe acest pământ, am fugit din calea asupritorilor și n-am luat parte la suferința care ne așteaptă. Vor veni și vremuri mai bune, dar acum e nevoie de jertfe. La scurt timp după înapoierea în Basarabia, tatăl e arestat și deportat la Arhanghelsk, dincolo de Cercul Polar, unde, după mai puțin de un an de zile, moare cu gândul la Dumnezeu, căruia i-a încredințat pe cei dragi ai lui. Tata era țărănist, prieten cu Crihan, pe care poate s-a auzit, eram consăteni, și Valeriu, tânăr legionar, să zic. Deci era în frăție, că nu era mare politician. Și aveau discuții pe tema asta. Odată chiar, cum am spus, a vrut să-l și bată, să lase de politică. Și se contraziceau, dar se și iubeau în același timp. Că erau amândoi buni. Tată mai bun ca a nostru, cred că nu există, dar și frate la fel. Eram mai mică, dar știu că avea prieteni în politica asta și activau. Chiar soțul meu era cel mai bun prieten al lui și frații lui mai mari le aducea cărți și ei le studiau, le citeau, ba mai afișau și afișe pe unde puteau. Eram, așa că cam în clasa a șasea de liceu au început ei. Avea un director la liceu, un profesor foarte bun de limba română, care le-a insuflat această idee. De fapt, educație frumoasă de tineret. Asta a fost. Deci, că ei n-au avut timp să facă politică, erau prea tineri. Deci făcea parte din frăție. Da. Și pe urmă, ca student, a fost evidențiat și fiind foarte bun, corect și frumos, a fost ales și a activat mai mult, de unde s-a tras și închisoarea. Rod al educației creștine primită în copilărie, Valeriu se remarcă și se integrează perfect în organizația Frăților de Cruce, organizație ce își propunea tocmai șlefuirea în spirit creștin și național a tineretului românesc. Drept urmare, în vara anului 1940, face școala comandanților de grup a Frăților de Cruce și, după ce în toamna acelui așa an este admis la Facultatea de Drept și Filozofie din Iași, devine șef de grup al frățiilor din întregul județ Iași. Pentru Valeriu, anul 1941 nu aduce numai bucuria dezrobirii Basarabiei natale de către trupele româno-germane, dar și arestarea sa sub acuzația de activitate legionară. Eu, fiind cea mai mică, mi-l amintesc numai după ce s-a întors din primul refugiu. Deci în anul 1941. El deja era student la Iași, la Facultatea de Drept și Filozofie, în anul întâi. Mi-l amintesc că se schimbase foarte mult față de cum era când a plecat, deși nu trecuse decât un an.
Era un băiat deja, se părea mie, maturizat, foarte frumos, foarte bine îmbrăcat, ceea ce m-a impresionat foarte mult. A stat acasă destul de puțin, dar în timpul ăsta a căutat cumva să ne educe și pe noi în spiritul ideilor legionare. Eu nu prea știam că atunci, aveam 11 ani sau 12 ani. Și îmi amintesc totuși că el a încercat să facă la noi acasă o ședință cu copii mai mari decât mine, cam de vârsta lui și poate mai tineri. Și îmi amintesc cum ne-a așezat pe toți în rând, de la cel mai mare la cel mai mic, și a încercat să ne însufle ideea de a fi oameni serioși, cinstiți, cu credință în Dumnezeu. N-a durat mult ședința, ca după aceea să aflu că a fost un fel de ședință de cuib. Ne-a impresionat destul de mult, dar a ținut după aceea să ne spună că el a făcut această discuție cu noi, dar voi sunteți fete și vă atrag atenția să nu intrați niciodată în politică. Eu am intrat în politică, o să continu să fac politică, deși tata, când a aflat că el s-a apucat serios de politică, încă înainte de a pleca în refugiu, a încercat să-l lămurească și chiar a vrut să-l bată, spunându-i că eu, ca tată, am făcut în tinerețe politică și știu că nu este ușor și foarte mulți nu ajung bine din cauza politicii. Și de aceea îți atrag atenția să te lași de politică. El nu s-a lăsat, a făcut în continuare politică, a plecat de acasă, s-a dus la Iași, ca nu după mult timp să fie arestat și condamnat la 25 de ani în muncă silnică. El ne-a anunțat că este arestat și ne-a anunțat și data când va avea loc procesul. Tata deja era deportat și la proces mi-amintesc, deși eram destul de mică, mi-amintesc foarte bine, o să mă completeze surorile, mi-amintesc foarte bine când s-a întors mama de la Iași, ne-a spus că nu a acceptat să aibă avocat să-l apere. Este el în stare să facă această treabă, dar concluzia lui asta a fost. Am fost, sunt și voi fi legionar. Și desigur că datorită și acestui lucru a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică. Angelescu, profesorul lui de drept, a pledat atât, povestește mama, care a asistat la proces, cugeau sudorile de pe fața avocatului, încercând să-l apere, să-l scoată cât de cât din condamnarea mare care îi se dădea. Și precum ați aflat, sunt, am fost și voi fi. La judecarea procesului său, profesorul de drept civil Angelescu s-a prezentat din proprie inițiativă să-l apere, declarând: este păcat ca un astfel de element să ia drumul închisorilor, căci societatea nu va avea decât de pierdut dacă va fi scos din mijlocul ei. Este unul dintre cei mai buni studenți pe care i-am avut de-a lungul întregii mele cariere didactice. Pledoaria a fost însă în zadar. A urmat Muntele Golgotei, Iași, Jilava, Aiud, Galda de Jos, Alba Iulia, Pitești și Târgu Ocna, ultimii săi 11 ani din viață.
că, așa cum vi-l amintiți pe Valeriu până să intre în închisoare, nu avea nimic care să prevestească ceea ce a urmat sub aspectul credinței. Aveam pământ mult și prășteau peste tot, printre care o vie la câțiva kilometri. Și cum eram copii la țară și mulți verișori, mulți prieteni, ne jucam de la mormântare, anunț. Și întotdeauna Valeriu era preot. Ne duceam la vie cu câte o păpușă, o ceva, noi boceam din urma mortului și Valeriu era preot. Deci ceva s-a născut în sufletul lui. Din copilărie eram mici, elev. Așa că eu așa cred că ceva l-a îndemnat pe el. A fost o chemare. A fost o chemare de... Și când ne-am întâlnit la Galda, el ne-a spus că dacă iese, se călugărește. Și ne-a propus și nouă, mie, lui Vali, dacă vrem să ne călugărim. Noi eram elevi, studente, nu ne tenta, eram altă lume, altă... Nu i-am spus, dar nu... Iar el a spus că dacă iese, se călugărește. Ceea ce pe noi ne-a indispus, că îl știam bun dansator, bun cântăreț, poet, și n-a ajuns să se împlinească gândul și visul, dar în închisoare i s-a accentuat această credință. Și mai ales suferința, suferința de acolo. Cum ați observat schimbarea lui Valeriu față de schimbarea sufletească a lui Valeriu față de perioada în care nu era în închisoare? Devenise mai credincios în ultimii ani din 41. Și cum vă explicați lucrul acesta? Momentul de critic al vieții lui a fost singurătatea. Când nu avea ajutor din partea nimănui, nu îi se dădea voie să schimbe nicio vorbă cu nimeni. Și atunci l-a căzut în genunchi și a spus, Doamne, în Tine am încredere, salvează-mă. De atunci el, într-adevăr, a început să fie foarte, foarte credincios. Cineva care și unde e directorul închisorii. Și am plecat pe stradă așa și într-adevăr careva mi l-a arătat, ăsta ești. Am avut curajul îndrăzneala, deși știam că era foarte, foarte sever ca director de închisoare, am apropiat și am spus, domnule director, eu sunt sora lui Valeriu Gafencu. Și vă rog frumos, după atâta timp, el n-a avut drept la pachet, la vorbitor, primii 3 ani au fost numai de zar, ca așa era. Celula în care stătea el fără lumină, fără, aproape și fără apă și mâncare, vă rog frumos, dați-mi voie să-l văd și eu pe fratele meu și să stau de vorbă cu el. La care directorul mi-a răspuns, nu vă cunosc, nu știu, dar dacă într-adevăr Valeriu este fratele dumneavoastră, dacă țara aceasta ar avea mai mulți ca Valeriu, cu totul alta era situația țării noastre. Contactul cu Valeriu Gafencu a fost pentru mine, a însemnat pentru mine o schimbare totală. De-abia acum am început să cunosc adevărat, să-mi dau seama de adevărate valori, valori spirituale. Ce m-a impresionat din prima clipă, întâi era slab, avea niște ochi albaștri ca cerul,
nu știu cum să exprim. Numai aici am mai văzut ceruri așa frumoase în zona noastră. O reflecție mediteraneană extraordinară. Și avea o liniște deosebită. Nu avem alți martiri mai mari decât Gafencu. Condamnării lui la 25 ani muncă silnică, la care într-adevăr nu a avut avocat, nu a vrut el să aibă. În schimb, Angelescu, profesorul lui de drept, a pledat atât, povestește mama, care a asistat la proces, fugeau sudorile de pe fața avocatului, încercând să-l apere, să-l scoată cât de cât din condamnarea mare care îi se dădea. Și precum ați aflat, sunt, am fost și voi fi. Și cu asta s-a încheiat de ce. A urmat închisoarea, mă rog, de la Iași. A dus la Jilava prima dată, de la Jilava a dus la Iud. La nici 20 de ani împliniți, Valeriu Gafencu ia drumul închisorii. Poate însă nu întâmplător. Este trimis împreună cu alți camarazi din frățiile de cruce în marea închisoare a Iudului. Aici avea să stea cu intermitențe din 1941 până în 1948, perioada în care România a trecut succesiv de la dictatura lui Antonescu la regimul constituțional de jure și comunist de facto dintre 1944-47 și apoi la dictatura comunistă republicană. Pe Valeriu l-am cunoscut în 1942, în temnița din Aiud. Eram tânăr elev, fusesem condamnat cu frățiile de cruce de la Lugoj la 5 ani închisoare. Și în peregrinările noastre am ajuns până la Aiud și de acolo la Vaslui și pe urmă din nou la Alba Iulia, de unde m-am și eliberat, trecând prin mai multe locuri. El a fost unul dintre cei care a venit să mă viziteze, că venea la tineri, erau foarte mulți elevi. Și el și cu Ion Anulide au venit de m-au vizitat. Atât am putut vorbi la celulă acolo cu el vreo două zile sau trei. Pe urmă, nu l-am mai văzut. Momentul critic al vieții lui a fost singurătatea. Nu avea ajutor din partea nimănui. Nu se vedea voie să schimbe nicio vorbă cu nimeni. Și atunci l-a crezut în genunchi și a spus, Doamne, în Tine am încredere, salvează-mă. De atunci el, într-adevăr, a început să fie foarte, foarte credincios. Și asta a durat 3 ani, într-adevăr, o izolare completă de toată lumea. După aceea i s-a dat voie și am trimis un pachet, a primit un pachet de la București, nu știu exact de la mine sau de la sora mea, Eleonora. Și atunci, în un gest deosebit al lui, a putut să strecoare cumva și la alți colegi de-ai lui, la alți prieteni de-ai lui, așa din acel pachetel de 3 kg, cât putea să, cam ce alimente putea să intre în 3 kg și acelea să fie împărțite. Sau din puținul nostru îi mai trimiteam, mai făceam rost, câte 2 pijamale, el una o dădea sau o cămașă. Absolut totul se rezuma la să aibă și altcineva, nu numai el, o cămașă sau ce primea de la noi.
Ce impresie v-a lăsat atunci prima dată când l-ați cunoscut? Impresia când l-am cunoscut prima dată mi-a insuflat o căldură, o prietenie deosebită. Adică venea, păi de unde veniți? Așa cu un ton blând. Păi uite, venim de la Lugoj, la închisoarea Timișoara, militară și civilă. Cum a fost pe acolo? Greu. Ei, uite, noi o să mai stăm de vorbă, o să venim pe la voi. Să nu vi se pară greu, să vă rugați mereu, să vă rugați lui Dumnezeu. Asta a fost primul contact care l-am avut cu el. Aurelian Guță, fost camarad de celulă cu Valeriu, își amintește la rândul său de anii aceia. Caratele personalității sale le-au constituit curățenia vieții, sufletul neprihănit și intuiția faptului că, numai devenind soldații lui Hristos, ne vom împlini misiunea noastră pământească. Fără să abdice nici măcar pentru un ceas sau pentru o ocazie trecătoare de la ținuta sa de luptător demn pentru cauza neamului și a creștinătății, Valeriu Gafencu a devenit un personaj al cărui nume era rostit cu admirație de toți camarazii săi și în fața căruia gardienii de temniță, ca și opresorii de grade mai mari, simțeau un nod în gât și ezitau să-i se adreseze. În anii aceia îndepărtați, 1941-44, timp în care am împărtășit același drum ca și în perioada înfiorătoare de mai târziu, n-am auzit pe nimeni exprimând vreun reproș la adresa lui. Eu eram elevă în clasa 6 sau 7 de liceu, deci cum ar fi acum în clasa 10 sau 11, nu țin minte prea bine. Și am avut curajul să merg pentru prima dată în viața mea într-o închisoare la Vorbitor, singură, cu niște cunoștințe din Păgăraș, că atunci locuiam, eram refugiat în Păgăraș, și am mers cu cunoștințele acelea la Aiut, unde aveau un frate, cunoștința asta pe care mergeam eu. Și am mers la Aiut, am ajuns cam prea de dimineață și încă nu se dăduse drumul să intrăm în curtea închisorii. Și am spus, lasă că până om intra înăuntru, să mă duc să văd închisoarea. Și m-am dus la fațada închisorii, m-a impresionat foarte mult, o clădire mare, destul de frumoasă, cu multe etaje. Și probabil că am întârziat mai mult acolo, când am venit, toată lumea intrase. Un gardian mă întreabă, ce dorești? Zic, am venit la Vorbitor, la fratele meu. Și de ce nu ai fost aici când s-a dat voie? M-am dus să văd închisoarea. Zic, dar pentru ce te-ai dus? Nu știi că nu e voie? Dacă te arestam, el probabil că a glumit. Dar eu am luat-o în serios și am început să plâng. Bineînțeles că mi-a dat voie, am intrat în sala unde era Vorbitorul, m-a impresionat foarte mult că erau două rânduri de gratii, în partea asta unde stăteau vizitatorii, era un culoar și la distanță cam de un metru, un metru și ceva, era al doilea rând de gratii, unde erau deținuții. Și erau mai multe persoane care, în același timp, stăteau de vorbă cu deținuții. La un moment dat, s-a deschis niște uși metalice cu un zgomot din acela sinistru, care m-a impresionat foarte mult. Și la un moment dat, intră el și cu el mai erau încă doi prieteni. Era îmbrăcat civil, curat, frumos, nu era în costum de închisoare, ceea ce mi-a plăcut. Și avea în mână un buchețel de păpădie, probabil luată din curte, de la închisoare și până la Vorbitor. Și cum a intrat, s-a repezit pe ghișeul acela la care stătea de vorbă și s-a repezit să-mi dea
buchetelul de păpădie. Și am întins și eu mâna și am luat floricelele. M-a impresionat foarte mult. Și am stat de vorbă, mai plângând, mai stând de vorbă și la un moment dat, ca fiecare, l-am întrebat. Zic, da, ce mâncați aici? Dar el așa, nu cred că chiar numai asta mâncau, dar el așa m-a răspuns. Mămăligă și nici pasta nu avem. Bineînțeles că m-a impresionat foarte mult. Am început să plâng, gardianul mi-a făcut observație, fără asemenea discuții. Și atunci, sigur că el a început să mă întrebe de școală, de una, de alta. Am stat puțin de vorbă, cred că am stat de, totuși vreo 10-15 minute. El și cu prietenii lui care lucrau, făceau în special troițe, jucării, sculptură în lemn. Și țin minte că mi-a dat câteva jucării din acestea și după aceea, bineînțeles, ne-am despărțit. După ce mai plânsesem, mai stătusem de vorbă și am fost foarte mulțumită că am reușit să-l văd. Mie mi s-a părut că arăta destul de bine, frumos, era și foarte tânăr, încât nu m-a impresionat faptul că este foarte slab și foarte schimbat. După 23 august 1944, regele semnează decretul de amnistiere a tuturor deținuților politici, a tuturor mai puțin legionarii și frații de cruce. Aceștia sunt preluați de noul regim și lăsați în continuare să putrezească în închisori. Între timp, comuniștii preluau puterea pas cu pas. Încă bine, în anul 45 m-am dus la Aiut. Vârsta care era pe atunci, la 24-25 de ani, bineînțeles că avea mai mult curaj, mai mult. Am întrebat pe cineva care și unde e directorul închisorii. Și am plecat pe stradă așa și într-adevăr careva mi l-a arătat, ăsta este. Am avut curajul îndrăzneala, deși știam că era foarte, foarte sever ca director de închisoare, am apropiat și am spus, domnule director, eu sunt sora lui Valeriu Gafencu. Și vă rog frumos, după atâta timp, el n-a avut drept la pachet, la vormitor, primii trei ani au fost numai de zar, că așa era celula în care stătea el fără lumină, fără, aproape și fără apă și mâncare. Vă rog frumos, dați-mi voie să-l văd și eu pe fratele meu și să stau de vorbă cu el. La care directorul mi-a răspuns, nu vă cunosc, nu știu, dar dacă într-adevăr Valeriu este fratele dumneavoastră, dacă țara aceasta ar avea mai mult ca Valeriu, cu totul alta era situația țării noastre. Și, într-adevăr, când am intrat pe poarta închisorii, m-am dus și zice, o să vorbiți cu Valeriu acum, într-o cameră, separat, nu la gratii, l-a adus pe Valeriu, îmbrăcat, mă rog, în ținută, bărgată din asta de închisoare, slăbuț, palid, și am putut să stau alături de vorbă cu el, în care tot același lucru, întreba de fiecare. Sfatul lui era mereu același de corectitudine, de cinste, de comportare corectă cu toată lumea, nu numai în familie, nu numai cu surorile noastre mai mici. Tot cazul, el era mereu un fel de îndrumător, chiar de la distanța în care era, și prin scrisori, și cum se putea. Am reușit să primim o educație în stil creștin și cu o morală creștină într-adevăr adevărat. Și atunci a fost într-adevăr singura dată când am putut să stăm alături de vorbă. Parcă mi-am amintesc că mi-a strecurat și un bilețel, format așa un fel de, era cu o tobișoară așa cumva, care mi-a spus el cui să transmit, Nelu Munteanu, prieteni de lui. Și am avut așa, oricum, după niște ani de despărțire, o întâlnire frățească. Dar m-am mai fost la vorbitor
Și atunci și-a adus și prietenii lui, care i-a prezentat pe toți, dar asta a fost de acum la gratii. Ce regret și astăzi este faptul că nu am putut să-l ajut cu pachete. Nici cerea prin scrisori, trimiteți-mi pachet. Noi eram așa de sărace că aproape noi n-aveam ce mânca. Și destul de rar îi trimiteam pachet. După aia a urmat o perioadă mai bună cu Galda de acum. Valeriu era un om deosebit cu adevărat. Și de ce spun treaba asta? El își închinase viața lui Dumnezeu. Pentru el, realitatea lumii de dincolo e exact ca realitatea lumii ăștia. Eu încă n-am văzut o asemenea fenomen în viața mea de om, de trăire. Deși era un simplu deținut, deși vlădicii acelei epoci le creaseră tinerilor din închisori toate condițiile pentru a ceda, fie moral renunțând la crezul creștin și național, fie trupește prin îmbolnăvire, lipsă de hrană, aer sau apă, ceea ce ducea cel mai frecvent la moarte, deși însăși tinerețea lui se revolta în fața izolării nedrepte pe care o suferea, deși perspectivele erau mai degrabă sumbre, Valeriu Gafencu nu s-a prăbușit. Dimpotrivă, abia în aceste condiții grele l-a descoperit cu adevărat pe Dumnezeu și a putut, cu ajutorul lui, să se înalțe deasupra tuturor neîmplinirilor de moment și să-și construiască pas cu pas drumul către mântuire. Virgil Maxim, autorul celor mai multe rânduri scrise până astăzi despre Valeriu și camarad de celulă cu acesta la Aiud, ne-a lăsat cel mai grăitor portret al Sfântului Închisorilor din acea perioadă. Dumnezeu revărsase asupra lui harul frumuseții sub toate aspectele. Fizic părea un arhanghel purtând când spada de foc a cuvântului dumnezeesc, când crinul curăției plin de parfum tainic. Moral, fără a-i se putea reproșa ceva, smerenia îmbinându-se cu tenacitatea hotărârilor. Spiritual, transfigurat tot timpul ca într-o stare extatică, aproape permanentă, neputând să-ți dai seama dacă ceea ce spune, aceea și vede în duh, sau dacă Duhul vorbește prin el în cuvinte care se fac lumini. Viața lui părea un zbor permanent spre înălțimi pe care cu greu îl puteai urmări. Prezența lui, oriunde, în orice fel de întâlnire între noi cei apropiați sufletește și numiți de unii în chip decent, iar de alții în chip ironic, mistici, ca și în mijlocul celor mai puțin inițiați în viața duhovnicească, crea bucurie, respect și uneori chiar îngrijorare. Spuneți-mi, ce vă scria Valeriu? Care erau subiectele lui preferate în scrisori? Preferate era credința. Toate scrisorile de la cap și până la sfârșit, Hristos, Dumnezeu, credința în Dumnezeu, cu mințenie, cinste și câte puțin din viața lui de acolo. Dar în majoritatea cazurilor, credință și credință. Că noi de acum mai vroiam și alte lucruri să ne scriem. Din viața lui, despre prietenii lui, ne scria dar mai puțin. De viața lui
limbilă și... M-a dat voie să scrie da. Prea mult. Da, mai mult despre credință. Maicuța mea scumpă, iubitele mele surioare, dragii mei, vă scriu acum cu sufletul împăcat de lumina adevărului. Azi am primit și citit cu cea mai mare ardoare sufletească scrisoarea ce mi-ați trimis-o voi. Îmi dau seama că în viața familiei noastre a intervenit un ceva nou, ceva neîntâlnit, ceva neobișnuit. Dumnezeu a voit ca în chipul cel mai firesc să creșteți sufletește prin încercările trăite și, încet, încet, să evoluați în sensul vieții celei adevărate, iubirea Hristos. Rog din toată inima, plină de dragoste pentru voi, să urmăriți cu inima și mintea voastră, pas cu pas, cuvânt cu cuvânt, tot ceea ce vă scriu eu acum. Alta este viața decât aceea pe care obișnuiți și o închipuiesc cu oamenii. Altul este omul însuși decât acela ce se închipuie el. Altul este adevărul decât acela pe care și-l închipuie mintea omenească. De ani de zile vă scriu mereu din temniță și tot scrisul meu este străbătut de același fir continuu, de același adevăr central, Hristos, viața veșnică. Fără îndoială că, de cele mai multe ori, trăind în realitatea întunecată și întinată de păcat, furați fiind de vârtejul vieții, v-ați întrebat, ce-i cu valea nostru scump de ne scrie mereu, mereu același lucru, conștiința păcatului, iubire, Hristos. Este îndeajuns să vă gândiți că am trăit aproape 3 ani, zi de zi, încuiat toată ziua într-o celulă, înconjurat de 4 ziduri, singur, cu o singură deschizătură, geamul, și acela cu gratii. Ei bine, prin acea deschizătură, geamul, privirea mea nu se putea îndrepta decât într-o singură direcție, sus spre cer. În această îndelungă perioadă, în care la plimbare nu puteam merge decât o oră și jumătate pe zi, n-am făcut altceva decât să mă rog, să meditez și să citesc. Foarte rare ori am putut vorbi cu cineva. Condițiunile de viață materială în care am trăit au fost din cele mai grele. Cu primul pas pe care l-am făcut în viața de închisoare, mi-am pus întrebarea, pentru ce am fost eu închis? Pe planul vieții sociale, privind relațiile mele cu lumea în care am trăit, întotdeauna am fost privit ca foarte bun, un exemplu de conduită onestă și curată. Atât în liceu, cât mai ales în universitate, unde nivelul vieții morale e mai scăzut, toată lumea, profesori, colegi și mai ales prieteni, vedeau în mine un model de viață curată, un tip de om nou care se menținea într-o viață morală abstinentă, cu toată hotărârea și drzenia. Politicos și corect în atitudine, elegant în ținută, bun la studii, mi se dădeau întotdeauna cele mai frumoase calificative. Dacă intram în conflict cu cineva, era numai pentru adevăr. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, pentru ce am fost eu adus în temniță, singur, departe de zgomotul lumii, departe de atâtea și atâtea ispite? Și am trăit cele mai mari frământări. Am citit mult, am meditat și mai mult, m-am rugat. Ce este viața? După mulți bucium, după multă durere trăită, paharul suferințelor mi se umpluse și a venit o zi sfântă. În iunie 1943, când am căzut în genunchi, cu fruntea plecată în pământ și inima zdrobită într-un hohot de plâns. Câteva ore în șir, cu toată stăruința sufletului, îl rugam pe Dumnezeu să-mi dăruiască lumina. Și deodată, în timpul rugii mele fierbinți, am căzut în genunchi, cu inima plină de lacrimi, cu ochii uzi de lacrimi. Un hohot prelung de plâns. La această dată îmi pierdusem toată încrederea în oameni. Suferisem într-un chip îngrozitor. Îmi dădeam perfect de bine seama că mă găseam într-o adevăr. Pentru ce dar sufeream? În plânsetul meu prelung, revărsat în valuri de lacrimi, am început să bat metanii. Și deodată, o minune, ce mare ești Tu, Doamne! Mi-am văzut tot sufletul meu plin de păcate, rădăcina tuturor păcatelor omenești am găsit-o în mine. Vai, atâtea păcate și ochii sufletului meu, împietrit de mândrie, nu le vedea. Ce mare e Dumnezeu! Văzându-mi toate păcatele, am simțit nevoia de a le striga în gura mare, de a mă lepăda de ele. Și o pace adâncă, un val sublim de lumină și dragoste mi s-a revărsat în inimă. Imediat cum s-a deschis ușa, am ieșit vijelios din celulă și m-am dus la ființele care știam că mă iubesc mai mult, și la cei care mă urau și care greșiseră cel mai mult față de mine, și le-am mărturisit deschis, fără niciun înconjur. Sunt cel mai păcătos, nu merit încrederea ultimului om dintre oameni, sunt fericit. Toți au rămas uimiți, înmormuriți. Unii m-au privit cu dispreț, alții m-au privit cu indiferență, unii m-au privit cu iubirea pe care ei înșiși nu și-o puteau explica. Un singur om mi-a spus, meriți a fi sărutat.
dar eu am fugit repede în celula mea, mi-am trântit capul în perină și mi-am continuat plânsul, mulțumind și slăvindu-L pe Dumnezeu. Îl caracteriza cu orice chip că iubea fără alegere. Era o ființă iubitoare. Aici el ieșea din cel din ființa omenească, știți. La vreo câteva zile îmi spune Nicule, am să spun ceva. M-am rugat lui Dumnezeu, vezi? Noi totdeauna zicem să ne apărăm libertatea și eu zic, Doamne, ia-mi libertatea care robește sufletul și dă-mi robia care mi eliberează inima și sufletul meu. Formidabil, m-a impresionat teribil. Nu l-am văzut niciodată certându-se cu cineva, nu, sau contrazicându-se. Dar el tot timpul era în rugăciune și în predică. Nu mai citea altceva decât Biblia. Nu avem alți martiri mai mari decât Gafencu. L-ați cunoscut pentru prima dată pe Valeriu? În 1942, în noiembrie. Sigur că numai închisoare, pentru că n-aveam cum. Eram adunat în toate părțile țării și acolo, cum zic, s-adunau oamenii osândiți și fericiți, bineînțeles. Și au fost perioade când am fost mai liberi între noi și mai puteam comunica, discutam, conferenționam și acolo l-am cunoscut în închisoare. În închisoare, în mai multe rânduri, știți, da. La Aiud? La Aiud. Cu el, cred că numai la Aiud. Eu am făcut și un lagăr destul de lineam unde am fost împușcați jumătate dintre noi. Da. În fața noastră, adică la 200 de metri de noi. Care a fost prima impresie și, pe care v-a lăsat-o, da, Valeriu? Trebuie să... Nu mi-amintesc care a fost prima impresie, că ne iubeam sincer toți care gândeam la fel și care aveam o titulatură de religioși. Așa. Încercam niște lucruri, le întuiam pe contul nostru, ce mai știam din scripturi, nu știu ce, sigur că eu nu eram preot, nici călugăr la data când l-am cunoscut, când ne-am cunoscut noi. Și așa s-a format un mic nucleu așa de tinereștea, îmi spuneau bădiță, era mai mare de ani și aveam un trecut de suferință mai mult decât ei la data aceea. Cu lagăre, cu tabere de muncă, cu oamenii ăștia de mare valoare, moța, da. Însă nu acesta era subiectul principal între noi, ci viața în Hristos. Un tip romantic care parcă nu părea prea realist. Dar totuși un om cu
scaun la cap, judecată. Ați observat ceva special la el? O dragoste de oameni. Că la fiecare se ducea și îi spunea ceva, el îmbărbăta. Pentru că noi veneam arestați proaspeți de afară și el era acolo când... Și ne spunea câte ceva din care ne înveselea inima. Influența anilor petrecuți în închisoarea de la Aiud asupra vieții lui Valeriu Gafencu a fost, se pare, decisivă. Izolarea din Zarcă și, mai apoi, integrarea în grupul tinerilor mistici îndrumați spiritual de personalități ca Traian Trifan, părintele Serghie și viitorul părinte Arsenie Papacioc, au făcut ca înclinația lui nativă către o viață trăită în duh creștin să se transforme în cale fără întoarcere. Era Valeriu Gafencu un trăitor întru Hristos? Era. Nu trebuie să ocolesc răspunsul acesta cu niciun chip. Era un băiat serios în ce privește adevărul de credință pe care noi îl difuzam și îl susțineam însăvit. Puteam să mai citim și Scriptura. Însă ceea ce îl caracteriza cu orice chip, că iubea fără alegere. Era o ființă iubitoare. Aici el ieșea din cel din ființa omenească, știți. Ființa aceea pe care, de fapt, o dorește Dumnezeu la noi, la toți. Și cum se traducea prin fapte iubirea păi aceasta da, lui? Prin fapte avea un zâmbet continuu. Și eu recomand lucrul acesta la toată lumea. Domnule, un zâmbet ascuns al inimii și strădează chiar și figura zâmbetul ăsta. Așa, deci, o stare de existență a ființii tale și în mod tainic, sigur că este existența Harului Dumnezeu în tine. Adică o stare de ferie continuă. El avea fără discuție aceste aripi nevăzute. Era plăcut, ținea foarte mult la adevărul, la marele adevăr. Nu se pierdea, pentru că era și o fire sentimentală, poate prea sentimentală, dar nu era o ființă necontrolată. Așa, am avut discuții foarte multe acolo, sigur că da. Participa tot ce era frumos, tot ce se gândea. Tot ce se descoperea ca frumos era cu totul pentru așa ceva. Pentru cei care au suferit în acea perioadă, având același crez de generație, explicația urcușului duhovnicesc al lui Valeriu nu constituie deloc un lucru a nevoie de înțeles. Frăția de cruce oferea o școală a caracterelor. Cine nimerea aici avea sorți de izbândă în viață, putea deveni un erou. Ceea ce s-a întâmplat cu Valeriu Gafencu. L-am întâlnit tocmai când avea mai mare nevoie de el, la arestare, în 1942. Ne-am împrietenit și am dus lupta împreună. Ne-am apropiat sufletește foarte ușor pentru că aveam structuri asemănătoare și aspirații comune. Valeriu Gafencu se dedicase rugăciunii, nu mai făcea nimic altceva. Inclinația spre religie era vădită, dar pe parcursul anilor s-a dezvoltat și mai mult. Dacă înainte de a ne despărți, el era decis să călugărească. Asta însemnează că
renunța la bucuriile lumești. După 4 ani și jumătate petrecuți în fortăreața Aiudului, Valeriu și camarazii săi sunt trimiși în primăvara anului 1946 în colonia de muncă de la Galda de Jos. Seceta cumplită din acel an generase o foamete devastatoare în toată țara. La Aiud, deținuții primeau câte un turtoi sleit la câteva zile, administrația fiind incapabilă să le asigure hrana. Pentru a evita complicațiile, s-a luat decizia înființării mai multor lagăre de muncă în satele din împrejurimi, lagăre în care deținuții urmau să se autogospodărească. La Galda de Jos, o comună situată la jumătatea distanței dintre Alba Iulia și Aiud, grupul de deținuți a fost găzduit în castelul ce aparținuse grofului Chemeni. Deși ar fi putut oricând să evadeze, paza fiind mai mult simbolică, Valeriu și camarazii săi de suferință au ales calea onoarei, respectându-și cuvântul dat administrației de a nu fugi din colonia de muncă. Galda pentru ei a fost o revenire la viața liberă, cumva. În colonia de muncă de la Galda de Jos, între 1946 și 1948, pe dealul Cuvii se afla ruinele unei biserici. Între zidurile acelei biserici își făcea rugăciunea în fiecare dimineață și seară Valeriu Gafencu. În cinta castelului aici era, a fost la o biserică și rămăsese decât zidurile, așa cumva. Mai era urmat din pictură, din... Și Valeriu, până să ajungă la biserica din Mesentea, acolo unde era preot Osoriu, care poate, un preot foarte credincios, înțelegător, așa. Mergeam acolo la bisericuța aia și ne închinam. Și noi, înțeles că Valeriu ne lua și noi, și zangem, noi mai stăteam, mai... Rezistam poate mai puțin, stăm în genul neobișnuite fiind, chiar să ne rugăm atâta. Dar asta căuta el să insufle în noi, convingerea asta și credința asta puternică în Hristos, în Dumnezeu. Asta era scopul lui, de a fi niște fete, ființe credincioase. După ce, în câteva luni, robii de la castel, așa cum erau numiți de localnici, au pus pe picioare colonia, au fost nevoiți să dea o mână de ajutor și celor din lagărul de la Unirea, aflați în impas cu lucrările agricole. Aici însă aveau să trăiască o experiență plină de învățăminte, experiență pe care o redăm în continuare conform amintirilor lui Virgil Maxim. Duminica, noi cei sosiți de la Galda ne pregăteam să mergem la biserică în sat, dar cei doi gardieni ne-au oprit și ne-au dat ordin să mergem la strânsul fânului. Le-am amintit gardienilor dreptul de a nu lucra duminica. Nervoși au început să ne amenințe, să ne insulte. Au scos pistoalele acuzându-ne de revoltă în colonie. Atunci Valeriu Gafencu le-a răspuns: puneți-vă pistoalele în tocuri, mergem la muncă, dar să știți că Dumnezeu nu o să vă ajute. Și nu i-a ajutat. După ce tot fânul a fost strâns în căpițe, iar mașinile porniseră pentru a-l încărca, s-a înnourat brusc și vântul s-a transformat într-o vijelie care a spulberat în mai puțin de un sfert de oră toată munca de peste zi a deținuților. Apoi a început să plouă cu tunete și fulgere. Când coloana lucrătorilor se apropia din nou de lagăr, ploaia a încetat. Așa s-a terminat acea duminică lucrătoare. Fără comentarii. Duminica se scula cu noaptea în cap, se ducea pe câmp și culegea maci și ducea la biserică. Și îmi cerea și mie să fac la fel. Și făceam, măcar că mă jenam să parcurg satul cu florile în brațe, ca să le duc la Maica Domnului la biserică. Participa la tot ce ar fi putut fi jertfă. Era un
îndrumător de fapte, nu de teorie, pentru cei care erau în jurul lui și eram așa, erau foarte odihnitor, pentru că nu era nevoie de o explicație ca să ai o atitudine, era de la sine înțeles că era acceptată și trăită starea de lucruri. Se accepta ideea morții fără rezervă. Valeriu Gafencu era pătruns de un puternic spirit misionar. Nu era vizitator care să vină la noi și pe care să nu-l capaciteze el cu religie. Într-o zi, venind de la gara de la Tiuș, unde își condusese familia, a venit fără haină, o dăduse de pomană. Și la întrebarea, unde-i haina, el ne-a zis simplu, am trimis-o înainte. Că așa se zicea în pateric. Ca să o găsească în cer când s-o duce, adică când o muri. Atunci când vechii gardieni au fost înlocuiți de milițieni proaspăt îndoctrinați cu metodele comuniste de lucru, aceștia au încercat să se impună prin atragerea de parte a administrației a unor eventuale cozi de topor. S-au adresat taman lui Valeriu Gafencu. Acesta i-a răspuns milițianului privindu-l compătimitor. Eu mă rog la Dumnezeu să te iertă pentru păcatul acesta, dar să știi că nu te iartă dacă nu te spovedești și nu te împărtășești. Galda de jos era locul pe unde trecuse Horia, legat în lanțuri, ca să fie dus la Alba Iulia, ca să fie tras pe roate. Pe locul acesta ne aflam noi acum și am ținut să sfințim și noi locul cu suferințele noastre, dormind chiar în celula în care dormise Horia, cu ani în urmă. Valeriu dormea în fața celulei lui Horia, un hoț de drept comun, s-a apropiat să-i fure paltonul cu care era învelit. Și într-o noapte m-am trezit cu unul din cei care erau acolo, de fapt, erau și deținuți de drept comun, cu un cuțit deasupra mea, că să-mi iei zilele, să mă omoare. Și atunci eu l-am rugat, zice, bine, domnule, pentru ce ți-am făcut eu, când viața ne este dată de Dumnezeu? Ce să câștigi dacă ai să mă omori, dacă ai să distrugi un suflet? M-a impresionat felul cum i-am vorbit eu, adică redau cuvintele, și a plecat. O țigancă i-a cerut un chibrit ca să-și aprindă o țigară. Valeriu îi dă o mână de bani, tot mărânțișul pe care îl avea și el în buzunar, numai ca țiganca să calce în picioare țigara. El voia să trezească la țigancă interes pentru o viață fără fumat. Era în iulie 1946, începusem a doua sapă la vie. Vișan Nicolae și Paul Vilescu erau doi dintre camarazii simpatizați de noi toți pentru buna dispoziție pe care o creau totdeauna acolo unde se aflau. Se mai tachinau fără ca glumele lor să degenereze în cuvinte vulgare sau dure. Apartenența regională le favoriza suficient material pentru dispute hazlii. Vișan era oltean, Vilescu prahovean. Într-o zi, săgețile lor s-au înveninat. Glumele au degenerat de la înțepături fine, fără adresă directă, la ironii și zeflemisiri cu adresă la persoană și până la urmă cu insulte directe. Diavolul ce altă treabă are? Să strice liniștea și prieteniile dintre oameni. Fiecare îl acuza pe celălalt de lipsă de bun simț, inconștiență și alte acuze jignitoare. Discuția se purta totuși pe un ton redus. Vântul adia și ducea frânturi de expresii la urechile celor ce lucrau mai aproape de ei. Ne era jenă de cele întâmplate și ne uitam neputincioși unul la altul, neștiind cum să aplanăm tensiunea între cei doi. Valeriu Gafencu era în urma lor pe un rând alăturat și auzise toată disputa dintre cei doi.
Când au ajuns la capătul parcelei, Valeriu și-a lăsat țapa, a ieșit în fața celor doi camarazi și, îngenunchind, cu emoție în glas, i-a implorat: vă rog să mă iertați că am auzit cuvintele frumoase ca din psalmi pe care vi le-ați spus unul altuia. Cu lacrimi pe obraj, i-a sărutat pe fiecare în parte și s-a întors la lucru. Cei doi s-au prăbușit unul în brațele celuilalt. Cu glasuri sugrumate și-au cerut iertare de la noi toți. Acestea erau lucrările Duhului făcute prin Valeriu în comunitatea noastră, viață sfântă de iubire între mădularele trupului mistic al lui Hristos. Mama cu cele trei fete, ce am avut mai bun, ne-am dus de Crăciun la ei. N-aveam brad. Era o regiune cu parc foarte frumos, dar fără braz. Și atunci Valeriu a spus: hai să în munți, să ne luăm un brad. Și am plecat cu Elisabeta, Eleonora, Nora, cu Valeriu în munți. Am mers până s-a întunecat. S-a suit un brad, a luat un vârf de brad și cum era zăpadă și întuneric, a început să plecăm spre castel. Ne-am rătăcit, am mers mult, am ajuns târziu de tot. Mama și ceilalți ne așteptau, au început să se îngrijoreze, de ce nu venim. În cele de urmă am sosit, băieții făcuseră niște jucării acolo ce au putut ei, au aranjat bradul, colinde frumoase, aveau un cor extraordinar de frumos bărbătesc, cum n-am pomenit. În colonie la Galda. În colonie la Galda. Și am cântat, am mâncat, ei se gospodăreau foarte bine, aveau acolo tot felul de bucătărie cu bucătari dintre ei. Și au aranjat o masă frumoasă plus cu ce venisem noi. Și am petrecut un Crăciun foarte frumos, iar el era așa de obosit și așa de bolnav, că ne-am dat seama mai târziu că suferea de inimă, noi nu știam, încât sora mea nici nu l-a cunoscut, a spus: cine-i domnul ăla? Încolo era Valeriu, așa de se transformase. Și am petrecut acolo Crăciunul. A doua zi am fost invitați la preotul din comuna apropiată, Mesantea, parcă. Mesantea. Acolo au venit toți, ei cu corul lor, noi am asistat și a doua zi preotul ne-a aranjat o masă foarte frumoasă cu toți deținuții și lumea din sat. Erau toți foarte impresionați și iubeau și invitau mereu pe acolo, se duceau la biserică. Thank you.
însemna rugăciunea pentru Valeriu? Era esențial. Am spus că el în fiecare dimineață și seara mergea între zidurile ruină ale bisericii de, după o lucernieră și se ruga acolo. Regulat. Nu lipsea niciodată de la rugăciune. Și când se ruga, era foarte concentrat. Nu făcea lucruri de mântuială sau din obligație. Nu. Dintr-o datorie sfântă la el era lucrul ăsta.